găsit, doamnelor și domnilor! Sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Instituirea medierii fiscale, aplicarea prezumției nevinovăției contribuabilului și extinderea procedurii de examinare a încălcărilor fiscale. Acestea sunt doar câteva recomandări care se conțin în raportul sinteză al Agendei Naționale de Business. Documentul prezentat astăzi conține și concluziile audierilor publice desfășurate acum 2 săptămâni privind aplicarea sancțiunilor fiscale. Experții propun instituirea unui prag de semnificație pentru încălcările fiscale, sub limita căruia sancțiunile nu se vor aplica sau se vor emite doar avertismente pe motivul gravității reduse sau a prejudiciului neesențial cauzat bugetului de stat. De asemenea, se propune să fie introdusă medierea fiscală, astfel încât agenții economici și fiscul să poată rezolva pe cale amiabilă disputele fiscale care apar. De asemenea, se recomandă ca doar o persoană specializată să fie în drept de a constata încălcările și de a emite decizia de aplicare a sancțiunilor fiscale. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, dar observăm că se dezvoltă diferite și în cadrul organelor fiscale, foarte multe sisteme informaționale, constatarea încălcărilor și emiterea deciziei ar putea fi supusă unui control prealabil din partea organului superior. Cum se face în cazul achizițiilor la foarte multe organizații internaționale? Adică, până a emite și aduce la cunoștință decizie respective, este verificată de conducere respectivă și spune: noi suntem de acord, puteți merge mai departe. Dar aceasta cred că ține mai de perspectivă. Și știți că cât mai mulți specialiști sunt implicați, cu atât obiectivitatea și imparțialitatea deciziei va crește. Principala barieră reclamată de agenții economici este faptul că amenzile nu sunt raportate la prejudiciul real cauzat, iar aceștia nu pot demonstra că nu au admis intenționat o încălcare. Asta deoarece inspectorii mai întâi aplică amenda sau penalitatea fiscală. Experții recomandă ca în cazul încălcărilor fiscale să fie aplicat principiul constituțional al prezumției nevinovăției. Prezumția nevinovăției este o abordare absolut nouă în sistem, deci nu este pur și simplu o modificare în articolul 5 din Codul Fiscal, ci presupune schimbarea comportamentului organului fiscal în primul rând, a procesului de control fiscal. Eu înțeleg în felul următor că organele fiscale astăzi sau ieri au trebuit să treacă la un absolut alt model de control, și anume să nu controleze impozitele, ci contribuabilul, să înțeleagă astfel care sunt problemele contribuabilului și să fie evitate posibilele încălcări ale Codului Fiscal. De partea cealaltă, reprezentantul fiscului susține că legislația fiscală într-adevăr merită îmbunătățiri, tot el însă menționează că nu există scopul de a acumula cât mai mulți bani la bugetul de stat pe seama agenților economici și că presiunea amenzilor și penalităților a mai scăzut, întrucât unele dintre ele au fost micșorate. Unele probleme care au fost abordate de acum sunt epuizate, adică sunt depășite de acum. Dacă vorbim de planificarea controlului, adică planificarea sumelor amienzelor în bugetul de stat, de acum, dacă dumneavoastră să vedeți bugetul de stat pentru anul 2014, nu mai este așa noțiune ca, adică comportament a veniturilor ca amienzele fiscale. Dacă vorbim de suma sau vorbim de procentul amienzelor în suma acumulării la bugetul de stat, iarăși putem spune că este un procent de, adică de 0,4% în acumulările care sunt efectuate de către serviciu fiscal. Amintim că Agenda Națională de Business a reiterat cu mai multe ocazii că politica fiscală a Republicii Moldova eșuează în atingerea obiectivelor sale de stimulare a dezvoltării economice și are o calitate proastă, inclusiv din cauza sistemului nechipzuit de stabilire și aplicare a amenzilor și penalităților pentru contravenții fiscale. Lilia Platon, Ruslan Ismailov, NBC. Mai mult la acest subiect discutăm cu invitații noștri de astăzi, care sunt Gheorghe Cojocar, șef adjunct Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Bun găsit! Bună seara! Mihai Manoli, membru al Comisiei Agendei Naționale de Business. Eugen Dațco, director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor. Bună seara! Iar alături de mine este Ion Tornea, expert IDIS Viitorul. Bună seara! Am urmărit subiectul, colega mea a fost prezentă la prezentarea rezultatelor raportului. De ce totuși în Republica Moldova sancțiunile fiscale
continue să fie o sursă de dispute interminabile. Domnul Cojocare. În primul rând vreau să menționez că Inspectoratul Fiscal salută această discuție publică care a avut pe marginea temei care sună sancțiunile fiscale. A doilea aspect, de ce, știți dumneavoastră, eu cred că în general în societate nu este o persoană care ar accepta să fie pedepsită, chiar și cel care merită uneori ar evita să fie sancționat, fiindcă ce n-am spune noi, chiar dacă rolul sancțiunii fiscale este, după cum menționează și codul fiscal, de a educa contribuabilul, pentru cei care plătesc aceasta, în primul rând, este o cheltuială și nimeni nu ar vrea să facă niște cheltuieli suplimentare. În același timp, nu știu cum acum, dacă îmi permiteți să citez un fost pedagog care spunea că cel mai bun educător este banul, parcă el ar fi absolvit două facultăți pedagogice. Dar aceasta poate a fost valabil până la o perioadă când serviciul fiscal făcea primii pași de stabilire. Acum serviciul fiscal a ajuns la altă etapă de dezvoltare și accentul în activitatea noastră se pune acum pe conformarea fiscală. Sancțiunile sunt doar unul din instrumentele pe care trebuie să le mânuiască un inspector fiscal în ceea ce numim noi administrarea fiscală. Și noi am, în cadrul serviciului fiscal, am efectuat unele sondaje, am consultat opinia publică, avem mai multe posibilități de a discuta azi cu contribuabili, inclusiv Consiliul de Conformare, Consiliul Consultativ, întâlniri la locul de producere, etc. Și, într-adevăr, și noi ne dorim ceea ce doresc și contribuabili, să avem un sistem de sancționare echitabil, astfel încât să asigure atât tratarea univocă a contribuabilului, cât și ajustarea justă, în dependență de gravitatea încălcării a acestor sancțiuni. Parcă este clar, însă pentru a așeza lucrurile la loc, trebuie de elaborat un proiect de lege care să corespundă rigorilor care am menționat mai sus și altor rigori conceptuale în primul rând. Domnul Manole, vă rog, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă totuși se cunosc aceste probleme, de ce până la urmă nu se ajunge la o mediere fiscală? De ce există aceste dispute între oamenii de afaceri și agentul fiscal? Cei ce, de eveniment care vorbim noi, de audierile publice, practic este un prim caz. Spune așa, când s-a solicitat și analizat informația de jos în sus, de la contribuabil, cei care plătesc impozitele, da? Asta e opinia lor. Pentru că, în principiu, este corect astăzi că cei care sunt la guvernare trebuie să îndeplinească poruncile care vin de la cei care i-au ales. Dar nu invers, cum se întâmplă noi astăzi, când vine și se propune ce au o lista problemelor și apoi, până la urmă, se realizează. De aceea, sunt un șir de probleme. În primul rând, cei ce ține de audierile astea publice, noi nu ne-am expus opinia noastră a experților, dar am selectat și am aranjat toate opiniile celor care și-au expus în audierile publice. Care ar fi cele mai importante sau pe care le-ați considera că merită auzite? Dacă ați enumerat câteva. Dacă am luat în concluzii a Comisiei de Experți, 10, în opinia noastră, cele mai importante concluzii au fost aici incluse. Deci, pe de o parte, insuficiența legislației fiscale, slaba cunoaștere și popularizarea acestea reprezintă unele din principalele cauze ale încălcărilor fiscale. Eu aș comenta foarte scurt. Noi avem procesul și sistem bugetar, practic elaborăm legea bugetului, politică bugetară fiscală, da? O aprobăm în sfârșitul anului, numai începe anul să începe modificarea politicii fiscale. Da? Deci doar și să, înainte, anii precedenți, cum se proceda? Să modificăm niște anexe legea bugetului. Deci era înțelese, da? Dar acum, așa s-ar înțelege. Dacă politica bugetară fiscală a fost aprobată până la votarea legii bugetului, da? Ea trebuie să fie pe perioada de gestiune următoare nepasibil modificării. Pe de o parte. Mai departe,
Calitatea legislației fiscale privind politica fiscală și întrebarea fiscală creează condiții pentru interpretarea diferită unor tendențioase a acestea. Eu aș porni la faptul că reforma, în principiu, este un proces în continuu. Codul ăsta fiscal a fost elaborat titlul 1, 2, 3, 4, care în anii 97, până la anul 2000, da? Deci a fost o situație. Deci se solicită reviziuri serioase la acest compartiment. Adaptarea. Cum ar fi amortizarea, cum ar fi deducerile, cum ar fi multe, multe lucruri. Deci, dar lucrul se trebuie făcut, da? Din ce considerente? Pentru că la moment când se elabora codul fiscal, era o altă baza impozitării, erau entități mari. Astăzi noi, dacă luăm informații care sunt prezentate de către Banca Mondială, în Moldova avem 154.498 de agenți economici înregistrați, dintre care activează mai 48.926, deci 30%, dintre care avem 45 entități de interes public mari, cum am spune noi așa, deci 14 bănci, 24 companii de asigurări, deci un 97-70% este business mic și mijlociu. Deci s-a schimbat situația. Deci e clar că menționăm și acest fapt. Mai departe, numărul mare de acte subordonate, legi, scrisori explicative, lege, adică scrisori explicative, ordine, deseori cu un conținut contradictoriu și nenormativ, sunt aplicate contrar prevederilor codului fiscal. Nu este un mare secret că când a fost elaborat codul fiscal, dar colegii mei care au fost în grupul de experți au fost și în echipa de elaborare a codului fiscal. Una din sarcini care a fost pusă ca să fie codul fiscal ca lege de bază, fără de acte normative subordonate, sau cât mai puține, cât mai puține. Astăzi noi avem, din ce considerente, calitatea legislației arată la ceea că tot timpul este necesar de a, și nu tot timpul cele mai corecte decizii, de a le promova prin asta. Sunt și un șir de alte măsuri care sunt, ele țin atât de politica fiscală, cât și de administrarea fiscală, da? Nu am ținut cont de un singur fapt și cred că cei care cunosc problemă să mă înțeleagă, noi n-am inclus factorul uman în cazul de față, necătând foarte multe informații, începând cu instanța, cu fiscul ăsta, deci contribuabilii fac trimitere la factorul uman. Noi nu-l putem în cazul de față, îmi spune așa, formula și prezenta ceva, pentru că astăzi noi vorbim de o altă administrare, altă conducere, în principiu. Eu cred că pentru dumneavoastră, dacă vorbim, ne referim la transportatori și drumari, care este cea mai mare problemă când vine vorba despre sancțiunile fiscale? Prima problemă este înclaritatea codului fiscal, expunerea cererilor codului fiscal. Citești orice articol și poți să ai două, trei sau patru tratări și îți ceri în codul fiscal. Și asta duce la ceea că cei care controlează tratează reînșind din viziunile sale. Agentul economic are viziunile sale care a activat pe cursul anului. Vine controlor și spune ceea ce ați făcut voi nu-i corect, ceea ce vă spun eu e corect și pentru aceasta plătiți amendă. Și se primește că agentul economic permanent este, închipuiți-vă în Chișinău, în fiecare două zile se schimbă semnele și semafoarele. Dacă când veniți la serviciu, știți drumul, știți ce semne sunt atât, cunoașteți atât. Și a doua zi mergeți, după cum mergeți mai înainte, însă semnele s-au schimbat. Și stă inspectorul și vă oprește și spune, știți, doamnă, i-am plătit amendă, fiindcă s-a încălcat. Cum? Iată. Și ați primește că vă aduc un simplu exemplu. Articolul 254, amendă pentru neeliberarea biletului, alineatul 10. Anul, tot anul trecut, am luptat cu Ministerul Finanțelor, cu Fiscul, am conlucrat împreună că la 1 ianuarie să fie aprobată legea pentru bugetul pentru 2003, unde e scris că agentul economic se pripește în caz dacă nu procură de la Fisc biletele, nu le eliberează șoferului și nu are contract, el e obligat să elibereze. Ca să ne trezim în luna aprilie, că articolul dat este schimbat și scrie, se pedepsește din nou agentul economic, șoferul împreună și persoana responsabilă de eliberarea biletelor în mărime de 3.000 de lei. Fiecare persoană în parte, fiecare persoană, persoana fizică se pedepsește împreună cu persoana juridică, ce este tot un nonsens, că acum să ne întoarcem din nou să lucrăm și iar e elaborat un alt articol, de acum scoatem transportul auto din mașinile de eliberare a tichetelor de la mașini de casă, facem articolul 254 prim, unde merge transportul aparte. Domnul Cojocare, apare atunci întrebarea, cum este posibil atunci interpretarea diferită a acestor prevederi legale de către inspectorii fiscali și de cealaltă parte, de către mediul de afaceri?
este legea scrisă incorrect sau este un lucru intenționat? Este ca urmare a unei erori comise de cel care a inițiat acea politică? Sau? Deci domnul Manole a menționat anterior că suntem la o etapă când ar trebui de revăzut codul fiscal și atât Inspectoratul Fiscal Principal cât și Ministerul Finanțelor acum sunt în căutarea posibilităților tehnice de a procede la acest proces. Aceasta este conștientizat de tot și sperăm că vom procede la acest, exercițiu. Acum, de ce se întâmplă? Se întâmplă dat fiind faptul că fiecare dintre noi are capacitatea de a înțelege în felul lui. Și dar atunci oare legea când, poate fi interpretată de fiecare în felul său? Oare nu trebuie scrisă în așa fel să fie interpretată corect? Exact. Tocmai aceasta și doream să spun. Atunci când legea este scrisă în așa mod ca tot să o înțeleagă într-un fel, ceea ce ne dorim și noi, că să nu fim permanent învinuiți că noi nu așa înțelegem, ar fi foarte bine. Însă, în viziunea mea, a scri o lege perfectă pentru orice timp este imposibilă. Viața este mult mai complicată și mai dinamică decât procesul unui legi. Domnul Manole nu o să-mi dea să mint atunci când scriam noi titlul 5, pot să găsesc acum comentariile experților străini care spune că legea trebuie să prevadă conceptual pozițiile, iar fiscul trebuie să aibă dreptul să elaboreze orice act normativ care să nu contravină legii, dar care să explice modalitatea de punere, aplicare a acestei legi. Să completeze, să spune cum să o aplice. Și atunci când noi am elaborat câțiva ani în urmă baza practicii fiscale și o publicăm pe site ca contribuabil să citească și să vadă. Uite, în cazurile cu tare și cu tare, noi procedăm așa. Dacă nu ești de acord, atacă această explicație, poftim în instanță. Dar noi o înțelegem în felul următor. Dar până dacă nu, ajunge în instanță, veniți la noi. Dați să discutăm și sunt cazuri. Și domnul Dăscar poate să spună. Dar vreau să-l întreb și pe domnul Tornea, în calitate de expert, de ce se ajunge la această interpretare diferită? Este doar legea de vină până la urmă? Bine, cum au spus și antevorbitorii mei, legea nu este ceva static, viața nu este ceva static, se schimbă, s-a schimbat multe de la momentul când a fost elaborat codul fiscal, multe din momentele sale nu mai corespund realității. Sigur că el trebuie modificat, într-un fel rămâne în urmă, dar în orice situație, cred că nu există țară în care cu legi perfecte. Legea, domnul Cojucar a spus, are perfectă dreptate, legea stabilește doar cadrul general. Tot ce este în limitele acestui cadru deja ține de interpretare. Deci cum se ajunge atunci până la urmă că fiecare o interpretează în felul său? Nu, agentul fiscal și... Deci și la momentul vorbirii de codul fiscal, în articolul 11 și în titlul 1, a fost o prevedere că principiul privind faptul că toate îndoielile apărute în aplicarea legislației fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului. Deci noi am extins-o puțin în baza opiniilor care au pervenit la contribuabil, da? Ca ea să nu fie numai, articolul ăsta, numai partea titlul 1 a codului fiscal, dar și în titlul 5 să o includem, ca la controlele fiscale, controlorii fiscali să asume responsabilitate că poate a fi așa cauză. Dar ce în cazul de față se întâmplă? Eu sunt absolut de acord. Pentru a interpreta trebuie să asumi o responsabilitate. Ca să asumi o responsabilitate trebuie să fii bine școlit și pregătit. Da? Dar aici sunt unele. Eu am spus, factorul uman tot într-o măsură care influențează situația. Dar este o prevedere care noi am propus în urma audierilor publice, da, care ar extinde acest articol 11, pentru că nu poate fi un adevăr absolut, o lege perfectă. Germania s-a unificat, având o legislație perfectă, numai după 9 ani obținut creșterea produsului intern brut. Asta e o realitate. Părerea mea este că articolul 11, în partea ce ține de tratarea tuturor îndoielelor în favoarea contribuabilului, nu trebuie pusă pe seama
fiecărui inspector în parte. Atunci noi putem a nimeri cu totul în altă capcană, ceea ce este foarte dorit și ceea ce cu care fenomenul cu care ne luptăm. Trebuie de elaborat o procedură. Fie aceasta, am văzut experiența, să spun, a unui... Cine trebuie să elaboreze această procedură atunci? Uitați-vă, să vă mai spun acum. De fapt, noi... tema noastră sună sancțiuni, dar sancțiunile sunt niște consecințe la ceva, ele stau în, dacă să facem un șir a problemei, ele stau la urma acestor șir. Problemele apar anterior sancțiunii. Și dacă să vorbim așa, atunci pot să spun că printre alte momente care noi acum am înaintat un proiect de lege este să revedem statutul serviciului fiscal. Serviciul fiscal azi se consideră doar o autoritate care are atribuții de executare. Noi, fiscul nu este abilitat cu drept de inițiativă și așa mai departe. Tot ce putem face noi și o facem, generalizăm problemele, întrebările, facem propuneri către Ministerul Finanțelor. Și aici mai mult rolul nostru se termină. Statutul fiscal vorbim după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit, sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. În ediția de astăzi încercăm să aflăm dacă sancțiunile fiscale constituie un stimul sau o barieră în mediul de afaceri. Revenind la statutul serviciului fiscal, aici apare și întrebarea că businessul se tot plânge de faptul că serviciul fiscal s-ar implica prea mult în activitatea companiilor. Și aici mă refer și la controalele fiscale la fața locului. Pentru că în statele europene, spre exemplu, doar 3% din agenții economici sunt supuși la astfel de controale. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să menționez mai întâi de toate că la moment, serviciul fiscal efectuează controale în câteva cazuri. Primul caz este atunci când planificarea controalului se efectuează de sine stătător de către organul fiscal în baza riscurilor de neconformare. Și din acest punct de vedere, anul trecut, în 2013, numărul controalelor planificate s-a micșorat de 2 ori. Iar eficacitatea lor a crescut brusc până la în 80%. Cu regret, pe de o parte, pe de altă parte, asta este realitatea, mai ales în ultima perioadă de timp, avem foarte multe informații de la cetățeni. Și mă referiți la reclamații și plângeri. Foarte multe vin și la telefonul de încredere și în formă scrisă și cum este vreți. Este această informație publică? Adică poate și, nu, prin care contribuabil ne spune, uite, numai ce am făcut o cumpărătură la magazinul X, nu eliberează. Uite, numai ce am mers cu ruta Otaci, nu eliberează. Nu. Noi am pus ca sarcină fiecare acest caz să-l examinăm pentru a da încredere oamenilor că totuși este organul care dorește și are sarcina să facă această regulă. Mai sunt un fel de controle care le solicită de la noi organele de drept. Și iată, și aici, iar din nou, sunt reguli și legi care, pe de o parte, ne impun să facem aceste controle, pe de altă parte, sunt termeni și totalitatea acestor controle, pe de o parte, contribuabili, mai ales unii și acești, sunt printre aceștia, unii și acești contribuabili care se repetă în mai multe reclamații. Suplimentar, trebuie să menționez că începând cu anul 2012, noi în fiecare an elaborăm așa numitul program de conformare. În baza programului de conformare se selectează ramurile cu cel mai sporit risc de neconformare. Da, revenim la inițial, aceste ramuri, să ne le enumerați, dar vreau să întreb și pe domnul Dascu. În ce alte cazuri mai sunteți vizitați de inspectorii fiscali, doar de cele care le-a menționat domnul Cojocar sau... Agenții economici sunt vizitați în transport nu așa de des de inspectorii fiscali.
Problema în transport constă în transportul de călători. Unde neeliberarea biletelor, de pildă în Chișinău, știți că de la ivirea microbuselor în Chișinău, ele au lucrat tot timpul fără eliberarea biletelor. Ele aveau o taxă, aveau o taxă fixă care trebuia să o plătească fiecare rută în municipiul Chișinău. Asta era ca un impozit pentru taxa dreptul locală. Taxa locală pentru dreptul de de activa domeniul transport. Este, da. Și reieșind dintre această numărat că ei, deoarece transportul de călători nu a fost profitabil și nu e nici într-o țară profitabil, taxa care o plătesc ei era destulă pentru acoperi mai departe, agentul economic trebuia să strângă singur resursele necesare pentru a activa pe rută. Când s-a modificat codul fiscal și s-a evit articolul 254, s-a început și el a activat de vreo 2-3 ani că nu se aplica. Pe urmă, în 2012, acest articol a început a fi aplicat masiv, deoarece pe anul 2012, eu sunt membru Comisiei Republicane pentru Negocieri Colective, și când politica fiscală pentru anul 2012 a fost și au venit amenzele 10.000, 25.000, 50.000, de era și propunerea ca a treia dată să fie 1.000.000, nu 50.000. Noi atunci am spus că stați, pedeapsa trebuie să fie inevitabilă. Asta e primul principiu care este. Dacă omul trebuie să știe că va fi pedepsit, trebuie să știe că va fi pedepsit inevitabil. Că nu că va fi pedepsit 1% sau 1% cu o amendă mare și să grămerești unul. Am spus că amenzele nu trebuie să fie mari, ele trebuie să fie echitabile și poate fi suprapusă cu pierderile bugetului, deoarece bugetul din transportul auto de călător nu pierde nimic, deoarece nici într-o țară n-au venit din transportul de călător. Acolo se primește veniturile din piesele de schimb, combustibil, accizele și așa mai departe, ce se folosește. Dar venit curat în domeniul transportul auto de călător, nu mai ales că la noi în țara noastră, tarifele în transportul suburban, interurban, noi prin judecată, am majorat cu 20 de bani și 10 le-am majorat pentru anul acesta și 10 bani au rămas pentru anul viitor. Și tarifele sunt, în comparație cu țările europene, de 4-5 ori mai mici, ceea ce e imposibil. Turnă, vreau să intervenim și dumneavoastră la mărimea tarifelor, amenzilor fiscale. Cum trebuie stabilite ele? Bine, noi, una din întrebări pe care am pus-o în cadrul audierilor publice și în motivație pe care am expediat-o tuturor celor care vor să se expună a fost care ar trebui să fie principiile care ar sta la baza stabilirii mărimii amenzilor și penalităților fiscale. Am făcut o colecție de astfel de principii, majoritatea celor care s-au expus, și cred că aici stă adevărul, pentru că am colectat opinii de la cei care se confruntă cu aceste probleme. Majoritatea au menționat câteva principii. În primul rând, sancțiunile fiscale trebuie să fie comensurabile cu gravitatea încălcării. Trebuie să fie, la moment, din păcate, și noi ne dăm seama din ce cauză sistemul actual de sancțiuni este așa cum este. Este un sistem care este adaptat necesităților organului de administrare fiscală. Este mai simplu de administrat. Este mai simplu de administrat, da, pentru că majoritatea sunt sancțiunilor sunt în sumă fixă. Este ușor de administrat. În schimb, este un sistem care creează multă inechitate, din care cauză și trezește foarte multă nemulțumire din partea agenților economici. Credeți că nu este o problemă inventată. Noi de 3 ani în cadrul Agenției Naționale de Business vorbim despre această problemă și înaintăm de fiecare dată în cadrul discuțiilor pe marginea politicii bugetar fiscale, înaintăm propuneri. Da, suntem auziți, se micșorează anul trecut, s-au micșorat amenzile, dar niciodată nu se merge mai adânc în a revizui acest sistem și a-l face mai echitabil, a merge în preîntâmpinarea celor care plătesc impozite și până la urmă sunt sancționați, pentru ca aceștia să nu simtă că de fapt sunt hărțuiți și sunt urmăriți, dar percepția generală este că ei sunt hărțuiți. De atâta, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, cred că de ce agenții economici sunt atât de speriați de agenții de control, pentru că sunt sancționați. Ei, în majoritatea deci, cazurilor... conștient, agenții economici știind că vor fi vizitați de agenții fiscali? Sigur că această teamă și acest stres din partea agenților economici ar fi mai mic în cazul când și ei ar fi dispuși să plătească, pentru că omul când este vinovat, admite că este vinovat și plătește, dar atunci când el simte că
amenda pe care o plătește nu este corectă, nu este echitabilă, evident apare această nemulțumire. Da, vă rog, domnul Cojucar. Dar vreau să vă, adițional la ceea ce a spus domnul Torna, vreau să vă întreb și prezumția nevinovăției ar rezolva această problemă? Anume cu scopul de a respecta două principii. Unu, ceea ce a numit colegul de platou, ca sancțiunea să fie proporțională, să zic, gravității încălcării, și a doilea, a gradului de semnificație a încălcării. În aceste scopuri a fost elaborat un proiect de lege prin care noi am propus ca toate încălcările fiscale să fie divizate în trei categorii. Categorii de încălcări fiscale, semne nesemnificative, categoria semnificativă și categoria ceea ce se numește... Este implementat acest proiect despre care vorbiți? Este un proiect, nu, de atât așa spun. Noi am elaborat proiect. Și ceea ce se numește fraudă deja fiscală, ceea ce cade sub incidența codului penal și acolo cred că aici nici nu trebuie să discutăm de acest moment. Paralel, am propus așa, atunci când pentru încălcările nesemnificative să se aplice avertisment, pur și simplu, iar pentru cele semnificative deja, având o clasificație concretă definită, să se aplice măsurile prevăzute de codul fiscal. Bine, al doilea aspect care răspunde pragul de semnificație, atunci când încălcarea ca atare, fie chiar, consider de exemplu că neplata impozitului este o încălcare din punctul meu de vedere semnificativ, dar dacă această plată constituie până la 100 de lei, până la 1000 de lei, este evident că nu pot să o consider ca o încălcare semnificativă pentru care trebuie să pui aceeași amendă în mărime fixă ca și pentru neplata un milion de lei. Revenind la mărimea fixe, spre exemplu, un agent economic care nu a eliberat un cec, un bon de plată pentru o sumă de 10 lei, să-i spunem, și pentru o sumă de 100 de mii de lei, amenda este aceeași. Cât de corect este acest lucru atunci? Vedeți, acolo unde... Nu întâmplător, la începutul emisiunii am spus, din punct de vedere a teoriei, este simplu de spus că să facem proporțional mărimea sancțiunii cu o mărimea încălcării. Dar cum să o facem în realitate? De exemplu, acolo unde este vorba de plata impozitului, unde avem mărimea platei, putem să o punem în procente. Pentru toți. Pentru neachitarea impozitului, apropo, așa norma a existat cândva în codul fiscal, era 2% din suma neachitată pentru fiecare lună, dar nu mai mult de 24% cumulativ. Deci era și o limită maximă până unde poate fi aplicată și proporționalitate în dă. Dacă cineva nu a achitat 1000 de lei, respectiv 2% constituie suma în cazul dat 20 de lei și cu unul care nu a plătit 2 milioane, respectiv va fi... Și aici văd această proporționalitate. Fix așa văd această proporționalitate în cazul nedeclarării. Atunci când cineva declară n-a depus declarația, dar către plată are doar 3 bănuți, evident că nu pot să-l sancționez în mărime de 1000 de lei, ca și pe cel care n-a depus declarația, iar suma care urma să fie declarată constituie 1 milion. Este altă problemă atunci cum să stabilim această proporționalitate în cazul neeliberării unui cec, fiindcă cineva poate să facă o cumpărătură de 10 lei și nu eliberează, și nu eliberează la 10 persoane, altul n-a eliberat doar un cec într-o sumă mai mare. Cum să facem aici, ca într-adevăr ce aici a menționat și domnul și colegul, ca să ținem cont și de cheltuielile pe care le suportă administrarea fiscală în administrarea acestui subiect? Deci cum? Până la urmă, apare dacă întrebarea. Permiteți. Da, vă rog. Neeliberarea bonului de plată nu înseamnă că nu neîncasarea banilor. Iată unde este problema. Că dacă noi am eliberat bonul de plată, dar l-am introdus în mașina de casă, suma am introdus, e un lucru. A doua lucru, când eu nu introduc banii în mașina de casă, am luat banii și eliberez. Sunt două infracțiuni care diferă după gravitate. Și iată ce înseamnă neeliberare. De ce spun că tratare cum? Eu, da, casierul a introdus sau șoferul a luat banii, biletul l-a pus în colo, dar nu l-a dat în mână. Se primește că la călător biletul nu, șoferul biletul l-a dat.
putea să fie înscris. Atunci sunt două teme de discuție. Fiindcă dacă eu am luat bani, i-am pus în buzunar și nu-i dau niciun document omului, asta e o infracțiune, și neeliberarea bunului de casă, dar banii sunt luați la evidență, e altă. De aceea se spune că sunt două lucruri diferite, infracțiunile care merg. E foarte greu de stabilit, parcă așa să fie numai o linie, iată și se termină normală și acolo se începe nenormală. Linia asta variază și se mișcă în diferite ramuri, în diferite genuri de activitate. Și vreau să spun că, iată, eu cu transportul mă ocup, agenții economici sunt vinovați însăși, deoarece ei nu se unesc în asociații, nu încearcă să-și apere interesele, nu aduc la cunoștință faptele care, de pildă, ei preferă, o venit inspectorul, să-și hotărască privat problemele. Știți, în Moldova aceasta a stat un sport. Cine? Inspectorul sau agentul economic? Și lupta asta între, adică nu lupta, dar tratativele între agentul economic și inspector merg permanent. Și consideră că hotăresc mai liber problema privat decât să scoată problema la discuție în Republică, ca să fie discutată cu organele de stat și să fie modificată legislația. Deci lipsește această încredere în organul de stat? Nu lipsește în organul de stat, lipsește în sau poate asta înseamnă că există șansa de a te înțelege cu inspectorul fiscal. Și nu se înțeleg că trebuie formate asociații de business diferite, pe diferite principii de genuri de activitate sau de alte genuri pentru a-și prezenta și apăra interesele. Că iată agenda națională de business. Noi este formată de acum de mulți ani, participăm acolo, chemăm agenții economici, însă numărul de agenții economici care participă nu prea crește repede. De ce nu crește, domnul Toamna? Bine, cred că nu există această practică, pe de o parte nu există această practică de dialog și aici nu este doar vina asociațiilor, este în mare parte vina autorităților care au utilizat acest instrument de dialog public-privat, cum îl numim noi, doar în scopuri formale, pentru că există o lege cu privire la transparența în procesul decizional care îi obligă să treacă proiectele de lege, legile pe care le adoptă prin procesul de consultare publică și atunci eu transformat majoritatea acestor consultări într-un proces formal. Oamenii din mediul de afaceri, asociații, și-au pierdut încrederea pentru că atunci când au venit cu propuneri, aceste propuneri pur și simplu nu au fost acceptate, s-a pus bifa că s-a consultat asociația și noi singuri în agenda națională de business am trecut prin acest proces când am trimis avize și nimic din avizele pe care le-am trimis și în cadrul genului sunt peste 30 de asociații, nicio propunere nu a trecut absolut. Nici, nu am nimerit nici în acea sinteză care este obligatorie să nimerim în sinteză cu propuneri să ne explice de ce nu a fost. Și atunci e evident că noi ne pierdem încredere în astfel de dialog și oamenii nu mai vor să mai vină să-și piardă timpul. Dar iată sinteza care a fost prezentată astăzi. Ce urmează? Va fi înaintată prezentată autorităților? Da. Vor urma alte dialoguri dintre opinia publică și voi răspunde. Eu cred că reprezint organizatorii acestui eveniment, dar această audiere publică a fost făcută cu scopul de a transmite mesajul mai departe către autorități. Acest raport va fi transmis atât Ministerului Finanțelor cât și Inspectoratului Fiscal de Stat pentru a lua în considerație aceste propuneri. Noi vom înainta aceste propuneri în cadrul discuțiilor pe marginea politicii bugetari fiscale. Și astăzi a venit propunerea din partea reprezentantului fiscului la acest eveniment de prezentare a raportului sinteză, care a propus ca noi să detaliem aceste propuneri, pentru că noi le-am propus doar ca principii. Propunerea din partea domnului a fost ca noi să venim cu propuneri concrete deja. Noi am acceptat și vom organiza în continuare în cadrul agendei naționale de business discuții ca să venim deja cu propuneri concrete pe care le vom înainta autorității care rezi din aceste principii generale. Domnule Arapov, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră în calitate de fost ministru al finanțelor. Cum credeți, de ce nu sunt auzite aceste recomandări despre care a spus și domnul Dorne, pentru că nu se iau în considerare atunci când se elaborează politica bugetară fiscală? Vedeți că putem să avem și o lege foarte bună, acum trece cu timpul, dar eu vă-și dau un exemplu din practică.
în anii 2000, nu voi numi familia, a fost eliberat din funcție șeful fiscului pentru o simplă încălcare, că invita subalternii și îi punea cu mâna pe Biblie să jure câte procese verbale au să aducă. La Soroca s-a întâmplat asta. Nu? Deci, dați să recunoaștem astăzi, pentru că trăim în Moldova, da? Și să recunoaștem că până la schimbarea conducerii fiscului, da? Factorul uman a fost un factor, un dezastru pentru fiscalitate. Dați să recunoaștem, da? Pentru că agenții economici ne-au scris aici și noi am propus în două puncte. Unul, ce e menționat, e că mecanismul de răspundere juridică a funcționarilor fiscali pentru deciziile eronate adoptate, abuzibile, deci abuzurile în cadrul controlului fiscal este aplicat la un nivel scăzut. Și al doilea moment care arată, pentru că nu tot timpul ei se tem, dar eu vă dau așa un exemplu. V-a depistat cu marca de acciz fals, da? Care vine agentul economic? Fiscul dispune de posibilități tehnice de a depista asta. Agentul economic dispune de asta. Sau, de exemplu, TVA-ul. Eu am procurat, am plătit, da? Cel care a trebuit să transfere în buget a dispărut, da? Care vine agentul economic care e participant la tranzacție, da? Deci aici ar trebui, într-adevăr, a fost o perioadă de și este poate vina și conducerea, îmi spunea, cei care s-au împărțit blocul financiar, blocul economic, juridic și așa mai departe. Astăzi trăim altă perioadă. Altă perioadă. Când de sus cred că nu sunt posibile cele lucruri care se întâmplau, dar trebuie să fim foarte atenți la chestia asta, pentru că nu, din ceea ce scris acolo sunt foarte multe exemple, încă o dată vă spun, dar cum să le expun factorul ăsta uman, da? Vorbim dar și eu îl tratez altfel, uman. Că cei care au fost buni în aspect de studenți, pentru că au fost studenți, da? Nu s-au menținut în fisc la lucru, dar păreri de rău și au rămas mulți care sunt foarte slab pregătiți. Revenim și discutăm și despre factorul uman în cadrul controalelor fiscale, dar asta după o scurtă pauză. Am revenit pe NBC la talk show-ul Interes Direct. Trebuie să spunem că și să recunoaștem faptul că amenziile cresc, crește presiunea fiscală, dar până la urmă încasările în buget nu sunt pe măsură reală. Adică pentru că cresc și plățile informale. Cum luptăm cu acest flagel? Pentru că atunci când cresc amenziile, cresc și șpăgile. În primul rând, eu nu aș spune că amenziile cresc. Păi dacă vorbim de ultimii nu ani, aș spune că eu spun chiar de ultimul an și mă credeți de șpăgi, dar cresc șpăgi, nu cresc amenziile. Nu. Toți vorbitorii au spus și inclusiv cele mai multe discuții pe parcursul anului trecut au provocat amenziile prevăzute de articolul 254, care numai pe parcursul anului acesta au fost două ori modificate. Cu articul, calitate, da. Spune, dar din punct de vedere a mării amenzilor au fost micșorate. De ce? Eu nu pot să spun că amenzi cresc. Ceea ce privește presiunea fiscală, indicatorul care măsoară presiunea fiscală este suma impozitelor în PIB. După cât îi cunosc eu, tot nu pot, nu aș... Nu, cifra e mai mică, într-adevăr, dar ea nu putem comenta pozitiv. Dar cum poate fi asta, da, cât de reală reflectă acum, dați să situația. Vă spunem altceva, cei ce administrează Inspectoratul Fiscal, dar Inspectoratul Fiscal azi administrează o parte a bugetului de stat, bugetele unităților administrative teritoriale, bugetul asigurării sociale de stat și fondurile obligatorii de asistență medicală. Deci, pe parcursul a 5 luni, sarcina care a fost pusă conform legii bugetului de către Inspectoratul Fiscal la bugetul de stat este îndeplinită și chiar supraîndeplinită. Mai mult ca atât, trageți atenția că statistica citeam, fondul de salariu mediu a crescut, permise, cu 6, nu știu cât acolo, procente, iar contribuțiile administrate de noi au crescut în casările, mă refer la contribuțiile care din fondul de salarizare, cu 10%. Deci nu putem, cel puțin eu nu pot să fiu de acord cu constatările dumneavoastră. Dar aș vrea, dacă îmi permiteți foarte succint, să revin la întrebarea cum să eliminăm subiectivismul în procesul controalelor și așa mai departe. Și de fapt, exact. În viziunea mea sunt două căi. Prima, aceasta e descrierea tuturor proceselor și aprobarea acestor procese, ca oricare inspector, chiar azi, care va fi numit în funcție, să ia acest proces și conform procesului care să descrie absolut toți pașii în detaliu. Și a doilea,
Și poate și mai important este implementarea sistemelor informaționale în, sistem, în procesul de administrare fiscală. Astfel ca singur calculatorul să selecteze contribuabilii care urmează să fie, fără factorul uman, care urmează să fie supuși controlului, singur, numai introducând datele, sistemul, adică controlul să fie efectuat nu doar cu utilizarea datelor din sistemul informațional, dar cu calculatorul, să fie, controlul să fie efectuat. Și acest sistem acum la noi este în proces de elaborare. Mai mult ca atât, în anul când acest... Când planificați să elaborați acest sistem? Caietul de sarcini, iată, săptămâna aceasta vom elabora. Eu cred că vom aproba, cred că până la finele anului vom aproba acest sistem. Cu titlul de pilot în direcția contribuabilului mare, nu mai adoptă decizii, ori nu participă la adoptarea deciziei inspectorul care a efectuat controlul. Materialele după efectuarea controlului se transmit la alte direcții care examinează cazul de încălcare fiscală. Deci divizăm și aici responsabilitățile. Dacă ați introduce, s-a vorbit și dimineața de chestia asta, da? Registrarea taxei valoare adăugată este una cea mai coruptibilă, îmi spune așa, dacă să o luăm așa. Pentru că acolo sunt 900 de milioane, 1 miliard la restituire și cu părerea tot timpul e problematic. Problematic. Aș spune așa, chiar sunt cazuri, poate că nu cei care trebuie să beneficieze de restituire. Și am avut cazuri și demisii în echipă și multe, multe alte lucruri. Dacă ar fi implementat asta, cred că ar fi un succes extraordinar. Cine trebuie și cine trebuie. Cum se face această selecție? Pentru restituirea TVA deja este un modul automatizat. Mai mult ca atât, noi azi pentru restituirea TVA avem două metode. O metodă atunci când sunt prestabiliți careva criterii și dacă contribuabilul corespunde acestor criterii, restituirea se face în mod automat, fără control. Control se efectuează o dată la un an. Și a doua metodă, în cazul când sunt factorii de risc, fiecare restituire se face cu efectuarea controlului. Vorbiți acum despre metode care urmează să le implementați. Nu, aceasta deja este. Noi urmează să elaborăm sistemul în care controlul să se efectueze cu ajutorul calculatorului. Asta nu numai utilizând baza dată din calculator. Se studie faptul uman în mare măsură. Se studie factorul uman, fiindcă orice cuvânt scris în calculator, el nu mai poate fi sters de către inspector. El rămâne în memorie oricând și supervisorul oricând poate stabili obiectivitatea concluziei făcută de către inspector. Dar dacă vorbim despre economia tenebră, atunci cum vom lupta cu acest flagel? Automatizat? Dacă îmi permiteți. În transportul auto, activitatea tenebră ocupă un procent foarte mare. Vreau să vă duc cifrele noi. Cifre nu avem, dar cu Federația Rusă ei duc evidența. Călătorilor care sunt transportați în Federația Rusă cu transportul regulat și neregulat. Transportul neregulat ocupă permanent ultimii 3 ani 40%. În 3 ani de zile s-au ridicat de la 5% la 40% și la 40% s-au stopat. Iată 40%, asta e activitate tenebră, din care bugetul statului nu are nimic absolut. Acești bani sunt utilizați în diferite direcții, inclusiv la plata amenzelor, pe drum, cum unde spune diferența între cât e mai mare amenda, cu atât e crește șpaga. Iată aici, la activitatea tenebră, mărimea amenzei și șpaga sunt legate direct. Și cât e mai mare amenda, cu atât aceste persoane plătesc, vine singur, ți-o dat banii, au plecat. Și noi, noi ridicăm 4 ani de zile lupta, doi viceministri de la, intern, de la transport și unul de la intern au fost eliberați în baza activității transportului ilicit. Cu părere de rău, transportul ilicit se află la același nivel și pe teritoriul Republicii Moldova și cu părere deci, de rău la nu urmă, putem birui. Cine este mai mult sancționat? Cel care activează în umbră sau cel care activează legal? Aici se pune iată problema. Iată aici vă lămuresc la ce m-a dus. Dacă anul trecut, pentru neeliberarea unui bilet, unui tichet de călătorie, la a doua amendă la întreprindere erau 25.000 de lei, cel care activează ilicit, cu un autobuz plin de călători, fără niciun document, plătește maximum 800 de lei, care 400 le plătește în 72 de ore și activează mai departe. Deoarece el în autobuz de acum are mai mulți bani decât 400 care trebuie să-i achite.
Și iată de ce activitatea tenebră biruie, fiindcă noi încercăm ca articolul 254 să fie aplicat la cei de tenebră, dar articolul 254 la cei de tenebră nu poate fi aplicat. Și se aplică în final la cei care activează legal. Cum se luptă în acest? Nu am putea să vorbim numai de articolul 254 de fisc, pentru că eu cred că cei ce vorbim în asta este situația economică a statului, da? Și fiscul ar fi unul din participanți la acest eveniment, da? Pentru că dar la nu se înregistrează agenții. Dar care ar fi atunci rolul fiscului în această situație? Nu, dar sunt lucruri care depășesc de, la noi din genul de activitate care este. Vă explic, tocmai asta vroiam să spun, mulțumesc domnul Manole, economia tenebră este un fenomen foarte complex și la baza acestui fenomen stau foarte mulți factori și aici trebuie conjugate eforturile întregei societăți. Apropo, printre altele, să știți că cel mai bun controlor nu este fiscul. Cel mai bun controlor este societatea însuși. Atunci când societatea singură se luptă cu fiecare în parte, nu e bine de ce oamenii acceptă atunci când le plătesc salariul în plic, iar când ajung la pensie, scriu fiscului. Uite, du-te și-l verifică. Cine să-l mai verifici? Dar îmi cer scuză. N-ai pe cine verifica. Atunci când ți-a plătit în plic, ziceai, bine mersi. Acum du-te și-l coată. Oare nu cerem același bon? Și așa mai departe. Totuși, numai anul trecut, 7.000 de cetățeni au fost sancționați conform codului contravențional pentru activitate ilicită. Deci noi, în parte ce ține de competențele noastre, noi facem acest lucru. Dar, într-adevăr... Sunt chestii care țin de import, care țin de asta, unde de import, practic ei nu avem dreptul să stopăm transportul, etc. Deci, trebuie conjugate o mulțime de poate factori. Lupta inspectoratul fiscal cu fenomenul economiei tenebre. Noi intrăm deja într-o altă temă, mult, mult mai largă. Evident că fiscul nu poate lupta singur cu fenomenul economiei tenebre. Este un fenomen mult, mult mai larg. Dar dacă ne limităm doar la tema sancțiunilor fiscale. Dar evident că acest sistem care este perceput de către agenții economici ca unul inechitabil stimulează într-un fel creșterea sectorului economiei tenebre. Pentru că și exemplul domnului Dațco, atunci când un agent economic care activează în cadrul legal plătește mai multe amenzi decât unul care activează informal sau evident că atunci mulți preferă pur și simplu să treacă în umbră și atunci nu mai au probleme în bătăi de cap nici cu fiscul, nici cu controale, au plătit amendă aceea de 400-800 de lei și au activat mai departe. Atunci despre asta este vorba, când noi vorbim despre un sistem echitabil de amenzi și penalități, trebuie inclusiv să se refere și la, așa au fost aceste propuneri din partea celor care au participat la audierile publice și au venit cu aceste propuneri ca atunci când sunt sancționați agenții economice, să iei inclusiv în considerație antecedentele sale. Dacă a mai comis astfel de încălcări, amenda trebuie să fie mai mare. Dacă n-a comis și este prima, evident, amenda trebuie să fie mai mică. Amenda trebuie să fie proporțională cu prejudiciul pe care l-a cauzat bugetului. Amenda trebuie să fie proporțională cu capacitatea sa de plată acestei amenzi, pentru că sistemul actual care face abstracții de aceste principii este unul inechitabil și atunci, evident, mulți agenți economici preferă ori să-și mute business-ul în altă țară, ori să treacă în economia tenebră. Din păcate, sistemul actual de sancționare stimulează agenții economici să treacă de partea cealaltă a barierei, să acționeze ilegal. Asta este realitatea și noi de atâta și am ridicat această problemă și o discutăm, pentru că noi suntem interesați ca area economiei legale să crească, ca statul să aibă de pe cine acumula aceste impozite, pentru că domnul Manole a adus exemplu, din 148.000 activează doar ceva mai mult de 40.000. Da, pentru că suntem pe final și mai avem puțin timp, totuși să facem și câteva concluzii. Cum stimulăm agenții economici să activeze legal? Știți că într-o familie, copilul, dacă... Ce ar trebui să facă agenții economici, dar până la urmă ce ar trebui să întreprindă și autoritățile ca acest sistem să funcționeze? Fac o comparație cu familia mea. Atunci când copilul ceva încalcă, eu întâi îi lămuresc, îi explic
Și dacă i-am explicat de 3 ori și nu înțeles, atunci pot să-i mai dau și de îndeget. Uite, anume, cam așa încercăm să facem noi prin ceea ce numim programul de conformare. Invităm, explicăm, analizăm, demonstrăm și în ultima instanță, pentru cei care nu doresc să se conformeze, trebuie de aplicat sancțiunile. Domnul Manole, vă rog. Ceea ce am propus noi în documentul ăsta care a fost elaborat în urma audierilor publice este o intenție bună, în opinia mea, și cred că și la FIS și la Minister vor fi examinate. Sunt menționate acolo și unii lucruri care poate noi nu atragem atenție, dar propagarea, am spune așa, problemelor fiscale, perfecționarea cadrelor, astăzi, care tot noi nu, cu perioada acum restabiliți acolo, am înțeles că ceva, o să aveți centru de reciclare, da? Dar până acum, practic, a fost mort. Din anii 2000, practic, el a fost mort. Tot este un lucru important, pentru că atunci când are loc acest proces, este și un nivel de pregătire a celor care vin la control, are cu cine discuta cu cel care îl controlea, verifică, pe contribuabil și așa mai. Dar eu cred că ceea ce s-a propus este o intenție bună, da? Care sunt așteptările dumneavoastră din partea autorităților? Pe viitor, cred că revoluție fiscală nu va fi posibilă, că nu putem schimba așa să tratează, am vedere și în internet, pe tot locul, da? Dar continuarea reformei fiscale, cu concretizare, cu completări, cu îmbunătățirile sale fiscale, ea este necesară. Domnul Dascu, vă rog, părerea dumneavoastră. Conform politicii fiscale pentru anul viitor, fiscul recomandă un organ de control. Va fi organ care administrează fiscalitatea Republicii Moldova. Modalitățile de activitate a fiscului, sperăm, se vor moderniza încă și mai repede decât s-a petrecut anul acesta. Și agenții economici, sunt foarte mulți agenții economici care vor să lucreze legal, să achite tot legal, să doarmă liniștit acasă, știind că în orice moment el este cinstit față de fiscalitate și de bugetul țării. Deci, sperăm că acești agenți economici vor fi pus la bază temeliei de activitate mai departe și a fiscului și a celorlalte organe și pe ei se vor baza în activitatea sa de mai departe și inclusiv și în luptă cu activitatea tenebră, deoarece ei cunosc foarte bine cine lucrează tenebru, cine le strică business-ul, cine le creează probleme, dar aici de acum trebuie să schimbe și atârnarea nu numai fiscală, dar și politică la tema dată. Da, domnul Tornea, vă rog mai pe scurt, așteptările dumneavoastră care sunt? Deci problema se pune nu așa că nu trebuie să avem amenzi și penalități sau că amenzile sunt prea mari. Nu, problema se pune că avem nevoie de amenzi și trebuie să fie un sistem dur de amenzi și penalități, dar acesta trebuie să fie echitabil. Ele nu sunt mari sau mici, ele trebuie să fie ajustate la gravitatea încălcării, la prejudiciu cauzat, la gradul de vinovăție, la existența intenției. Atunci când aceste principii vor funcționa, atunci noi vom vorbi mai puțin de area economiei tenebre, vom vorbi mai puțin de ilegalități și atunci agenții economici vor plăti și nu vor tremura în fața controlorului. Da, am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vreau să vă reamintesc despre pagina noastră oficială www.mbc.md, unde puteți revedea edițiile anterioare ale talkshow-ului Interes Direct, dar și toate știrile care vă interesează din business și economie. Noi ne revedem mâine cu începere de la ora 20. Toate bune!